numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Alergați la Domnul și veți fi întăriți. Căutați întotdeauna fața Lui. Lăudați să fie Iisus Hristos. E ziua Domnului și am venit azi la templu ca să ne aducem rugăciunea noastră. În fața Evangheliei vom vedea, am venit cu o rugăciune valabilă sau cu una care trebuie renovată. Astăzi e ziua rugăciunii, am putea spune, conform Evangheliei. Tocmai de aceea eu cred că am venit la biserică cu multe rugăciuni, cu multe cereri, cu multe dorințe, cu multe speranțe. Ca toate acestea să-și găsească împlinire, le punem pe altar. Dar nu înainte de a pune și inima noastră pe altar, dar să o purificăm. Să o purificăm de tot ceea ce nu corespunde planului lui Dumnezeu, de toate dorințele deșarte, de toate neatențiile pe care le-am avut. Și așa vom pleca de la biserică, de la templu azi, mai buni, mai ajutați, mai mângâiați, mai îndreptățiți. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Privește cu bunăvoință, Doamne, la darurile pe care le aduce Maiestății Tale și Te rugăm să crească în noi credința, speranța și iubirea, ca să ne învrednicim a dobândi ceea ce ne făgăduiești. Fă-ne să iubim și ceea ce ne poruncești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Rugăciunea celui sărac străbate norii. Citire din cartea lui Ben Sirach. Domnul este un judecător drept, la El nu încape părtinire. El nu defavorizează pe cel sărac, dimpotrivă ascultă rugăciunea celui asuprit. El nu trece cu vederea strigătul după ajutor al orfanului și al văduvei care se plânge. Domnul îl privește cu bunăvoință pe cel care îi slujește din toată inima și rugăciunea acestuia ajunge până la cer. Rugăciunea celui sărac străbate norii. Câtă vreme nu și-a atins țelul, el rămâne nemângâiat și nu se liniștește până când cel prea înalt nu intervine în favoarea celor drepți, pronunțând o sentință dreaptă. Cuvântul Domnului. Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă. Pe Domnul întotdeauna, lauda Lui va fi fără încetare pe buzele mele. Să se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei plânși și să se bucure. Cei răi, pentru a șterge amintirea lor de pe pământ. Când cei drept strigă, Domnul îi aude și scapă din orice strântorare. Este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu sufletul mâhnit. Domnul eliberează sufletele slujitorilor Săi. Nu vor fi pedepsiți cei care se încred într-ne sunt. Lectura a doua. Nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, eu sunt deja oferit ca jertfă, clipa plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am alergat și am ajuns la țintă, mi-am păstrat credința. De acum nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor acelora care așteaptă cu dragoste arătarea Lui în mărire. În prima mea apărare prezentată în fața tribunalului, nimeni nu m-a susținut. Toți m-au părăsit. Dumnezeu să nu le ia în seamă.
Domnul însă mi-a stat alături. El m-a întărit ca să vestesc până la capăt Evanghelia și să o audă toate popoarele păgâne. Așa am scăpat de gura leului. Domnul mă va scăpa și pe mai departe de orice rău. Mă va mântui și mă va conduce la împărăția cerească. Lui să-i fie mărire în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului. Lumea cu sine prin Hristos, iar nouă ne-a încredințat misiunea de a vesti lumii împăcarea. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a spus această asemănare pentru unii care credeau în sinea lor că sunt drepți și îi disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au urcat la templu să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, adulteri sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile. Vameșul, stând departe, nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii către cer, dar își bătea pieptul zicând: Dumnezeul meu, ai milă de mine, păcătosul. Vă spun că s-a întors acasă îndreptățit acesta din urmă și nu cel din tâi, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, nu știu dacă e ușor de vorbit despre această parabolă. Nu pentru că trebuie să găsim niște caracteristici ale celor două personaje și oricum am face, cred că ne regăsim în amândouă. Se spune că atunci este o parabolă frumoasă când ascultătorii lui Iisus sau noi ne regăsim în această parabolă sau ar trebui să ne regăsim. Da, sigur că vom intra în amănunt puțin pentru că eu cred că ne privește pe toți. Dar să începem de fapt cu firul roșu al acestei duminici. De fapt, avem rugăciunea pe de o parte și se repetă des cuvântul acesta, rugăciune. Rugăciunea celui sărac, rugăciunea vameșului, rugăciunea Sfântului Paul înainte de a fi decapitat și așa mai departe, și rugăciunea vameșului.
Dumneavoastră ați ascultat prima lectură care spunea cartea lui Ben Sirach, sau alții mai spun cartea lui Isus, sau cartea înțelepciunii. Păcat că este o carte așa de frumoasă, numai că noi citim cam rar din ea. Ori, această carte, și cred că s-ar potrivi bine pentru anul credinței acum, pentru că este de fapt o întreținere a credinței. O întreținere a credinței poporului. În ce context apare această carte? Merită atenție. În anul 380 și până în 332, Țara Sfântă este ocupată de greci. Da, observați, grecii, când spun grecii, veneau cu o altă cultură, da? Veneau cu o altă religie, o religie filozofică, care nu se potrivea deloc cu religia ebraică. Religia filozofilor era doar la nivel intelectual. Religia poporului evreu era o religie care este istorie de viață, de contact permanent popor și Dumnezeu, om și Dumnezeu. Venind grecii, era pericolul unui amestec, unui amestec și a unui relativism religios. Și pentru că grecii, când au venit, n-au stat ei așa pasivi, voi cu religia voastră, noi cu a noastră. Au vrut să-și impună niște reguli, au schimbat și calendarul de la templu, au adus sărbători noi și au pus preoții lor. Deci a fost foarte grea perioada aceea, vă rog, rețineți, în jurul anului 330-300 înainte de Hristos. Ba chiar atunci, mulți dintre evrei au plecat departe de Ierusalim ca să păstreze fidelă și curată religia ebraică. Acest Ben Sirach s-a gândit să înființeze o școală în care să scrie permanent ce trebuie să facă poporul. De aceea este Cartea Înțelepciunii, spunem noi. Un fel de program pe care poporul să-l păstreze vis-a-vis de ceea ce aduceau grecii la ei. Sigur că același lucru eu aș putea să spun că îl trăim și astăzi. Într-un amestec de culturi, mass media, dar nu numai, mișcările de populații au amestecat culturile într-un mod nemai întâlnit până astăzi. De aici este o mică problemă. Noi suntem toleranți, nu? Suntem toleranți cu alte culturi, de exemplu. Suntem toleranți cu alte religii. Dar de aici se naște și indiferentismul religios. Pentru că, spunea René Raymond, un filozof, astăzi fiecare om are posibilitatea să intre într-un fel de supermarket al ideilor și culturilor și să-și aleagă de acolo ce îi convine. Și așa se ajunge la niște religii utilitariste. Adică, de ce câștigă, să zicem, o religie care dă bani, să zicem, scuzați expresia, dar aduce foloase materiale? Pentru că omul zice, dacă ei îmi dau ceva, cred cu ei, merg în biserica lor. Observați că este un fel de amestec periculos de idei și culturi și religii. Ei bine, Ben Sirach, de aici am pornit, nu? Ben Sirach are această, să-i spunem, inspirație de a spune poporului evreu, atenție la acesta și la acesta. Și punctul pe care îl avem azi aici este acesta, atenție, nu judecați patru categorii și nu îndepărtați pe cel oprimat, pe cel sărac, văduva și orfanul. De fapt, legea veche, Vechiul Testament, îi apără pe acești oameni, aceste categorii, patru. Oprimatul, săracul, văduva și orfanul. Dar în acel context grec, nu mai avea importanță săracul. Tot cel drept, tot cel deștept, tot cel care avea bani, avea câștig de cauză. Și vine Ben Sirach și spune, foarte frumos dacă observați, nu? Nu oprimați, nu îndepărtați, nu judecați pe cel sărac. Și psalmistul vine foarte interesant. Dumnezeu ascultă, când cel sărac strigă, Domnul ascultă. Observați legătura foarte frumoasă. Omul acesta, tot om rămâne, chiar dacă noi îl judecăm
Și în Evanghelie ajungem tocmai că aici apare problema, judecata. Îndepărtarea omului sărac, îndepărtarea omului defavorizat. Ieri am fost la o întâlnire la care nu știam unde merg, dar m-am dus și m-am întors bucuros. Am fost la Bârnova. Era o aniversare. Nu știu dacă știți, poate dacă cineva din Bârnova știe ceva. De 20 de ani la Bârnova, și în Iași aici sunt 3 apartamente, a apărut o asociație italiană, se cheamă Il Chico. Traducerea ar fi bucățica, dar nu e important, numele, acesta e doar numele. Și m-am dus acolo în căminul cultural din Bârnova și ce am văzut acolo? Erau vreo 3 oficialități, era primarul și încă vreo 3 persoane, era un părinte, eram eu, câteva doamne și cred că 100 și ceva de copii defavorizați. Copii care au fost luați de la casele de copii care sunt crescuți în case familiale. Ce m-am bucurat acolo? Mi s-a părut că sunt într-o altă lume. Într-o lume de copii, o parte erau abandonați, destul de sănătoși, o jumătate erau cu handicap sever, iar o parte erau neajutorați de soartă. Și de 20 de ani, acești copii sunt crescuți de niște persoane pe care eu le consider martire, martire în ghilimele, pentru că a sta într-o casă cu 5 copii de acest gen nu e ușor. Dar mi-am dat seama că în mintea acelei persoane, una era venită din Italia, Stefania di Cesare se cheamă, și câteva persoane de la noi din Moldova lucrează pentru aceste persoane. Dar când am intrat în căminul cultural de ieri de la Bârnova, am văzut totuși un lucru care m-a mirat. Toți acei copii erau veseli. O să spuneți, erau veseli că erau bolnavi. Nu cred. Pentru că au făcut niște mărturisiri care m-au uimit. Adică au spus, de când am întâlnit, de 6 ani am intrat în această casă, eu m-am schimbat radical. Am găsit iubire. Și în urma acestui eveniment de ieri am zis, într-o lume în care săracul și bolnavul sunt oameni fără valoare, mai sunt, iată, insule, nuclee, pe acest pământ unde și cel sărac, și cel bolnav, și cel handicapat mai găsesc un dram de iubire. De ce le-am felicitat pe cele doamne și mă gândesc că nu știu dacă aș putea eu să fac acest lucru. De ce spun, iată, Evanghelia de astăzi, concretizată în evenimentul de ieri, parcă ne spune, mai sunt și oameni de alt gen care au valoare. Pentru că noi, și Evanghelia ne vine și ne bate obrazul puțin azi, și noi facem diferențe. Foarte multe. Cine are un cabinet, un birou, pe cine primește întâi? Pe cel mai frumos îmbrăcat sau pe cel mai sărac? Nu răspund eu la întrebare. Să intrăm în Evanghelie puțin, timpul trece și nu mai e mult. Vreau să zic de această Evanghelie, de doi oameni care vin la templu. Doi oameni foarte diferiți. Sigur că e o parabolă. Sunt oameni tipici. Fariseul era omul bogat al timpului, omul învățat, omul Bibliei, omul templului, omul rugăciunii, omul care le știa pe toate, omul cinstit și omul corect, de fapt, în ultima instanță. Nimeni n-avea curaj să spună ceva unui fariseu. El are dreptate totdeauna. Și un vameș, sigur, vă rog să nu confundați cu vameșii de astăzi, nu la asta se referă, ci e vorba de vameșul acela pervertit. Omul care și-a trădat credința, care și-a trădat nația pentru că s-a dat cu romanii ca să poată lua impozitul. Niciodată n-au plăcut oamenii care iau impozite, nu? Și omul care era păcătosul public, dar deoparte, două categorii sociale total diferite. Amândoi merg la templu. Iată, deja încep să-și unească traiectoria. Amândoi merg la templu, amândoi se roagă. Și aici vine, de fapt, esențialul și frumusețea parabolei. Amândoi încep cu Doamne Dumnezeule. Deci, au în fața lor un Dumnezeu. Ei, acum vine esențialul care spune așa, ce era Dumnezeu pentru unul și ce era Dumnezeu pentru celălalt? Aici e diferența, de fapt. Și vameșul, și fariseul începe, Doamne, eu dau pomană,
dau zeciuială, postesc, dar câte nu fac eu? Și începe o litanie întreagă, un pomelnic întreg de fapte bune. Știți care ar trebui să fie continuarea? Nu ți se pare, Doamne, că mă ajuți cam puțin? Uite ce fac eu, uite cine sunt eu. Deci omul acesta, el nu vedea în Dumnezeu pe cineva care să-l ajute. Nu vedea în Dumnezeu pe cel care iartă. Pentru el nu acesta era Dumnezeu. Dumnezeu era cel care trebuie să vii și să îl mai chem și la judecată puțin. Deci pentru el Dumnezeu n-a fost un om al dialogului. El era și la el tot începe cu eu. Eu, Doamne, am făcut. Eu, Doamne, am postit. Eu, Doamne, fac asta. Eu. Deci nu mai exista dialogul cu Dumnezeu. Pentru el rugăciunea n-a fost dialog. Cealaltă persoană, Vameșul, un om tare simplu, dar care pentru el Dumnezeu era cel care trebuie să-i dea iertare. El avea sentimentul de om păcătos. Și cred că de aici trebuie să pornim și noi. Cine n-are păcați? Toți avem păcate, nu? Deci trebuie să pornim de la ideea că Dumnezeu este cel care mă iartă. Un părinte ortodox, nu de mult, într-un interviu spunea, dacă oamenii ar spune doar atâta în fiecare zi de câteva ori, Doamne, ai milă de mine, Doamne, miluiește-mă, care înseamnă Doamne, iartă-mă, ar fi extraordinar de bine. De aceea, în Biserica Ortodoxă se repetă de foarte multe ori, Doamne, miluiește-ne, tocmai pentru că e rugăciunea care cere iertare. Ei bine, rugăciunea acestui om este ascultată. Și Iisus îi dă dreptate. Celălalt n-a mers acasă îndreptățit. Dar cel care s-a rugat pentru iertare, da. Dumnezeu i-a dat ce a cerut el, nu? A cerut iertare, iertare a primit. Se spune că la ora de religie, un copil a întrebat pe profesor, zice, oare după ce a plecat vameșul de la templu, a mai păcătuit? Profesoara n-a știut ce să spună, dar dumneavoastră veți vedea că duminica viitoare va fi Evanghelia cu Zaheu, cu vameșul acela care se convertește, îl cheamă Iisus din copac, se convertește, dă totul la săraci și merge după Iisus. Se pare că au legătură aceste două Evanghelii. Iubiți credincioși, iată așadar greșeala fariseului care îi reproșează lui Dumnezeu și greșeala și meritul vameșului care cere, de fapt, iertare. Un scriitor și un filozof care se cheamă Søren Kierkegaard spune următorul lucru. Contrariul păcatului care este? O să spuneți că opusul păcatului este virtutea. Nu. Opusul păcatului este credința, pentru că prin credință noi îl descoperim pe Dumnezeu. Putem să avem 1000 de virtuți. Pot să fiu bun, pot să fiu cinstit, pot să fiu deștept, pot să fiu nu știu care virtuți. Dar dacă n-am credință, nu mă opun păcatului. Omul care are multe virtuți poate fi mare păcătos. Dar omul care are credință nu mai poate să păcătuiască. Diferență foarte mare. Mă opresc aici, sigur, cu gândul că fiecare dintre noi ne vom analiza. S-ar putea să fim undeva la mijloc. Să nu fim nici numai farisei, nu suntem nici păcătoși publici, cred că nimeni din biserică, nu suntem nici farisei, o să spuneți. Undeva la mijloc. Și cred că trebuie să mergem mai departe cu tendința în rugăciunea noastră, nu de a spune că sunt păcătos numai decât, ci al descoperi pe Dumnezeu de care eu depind, de la care primesc totul, de un Dumnezeu care eu vin la El și nu merg eu în fața Lui pentru a mă prezenta ca persoană și cu toate meritele mele. Adică un Dumnezeu al dialogului, un Dumnezeu care mântuiește și un Dumnezeu care ne ascultă rugăciunea. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iar acum ne mărturisim credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni. Va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică, biserică, mărturisesc cu un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, așteptând venirea în slavă a Mântuitorului nostru, să-i cerem astăzi harul credinței pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul Măririi, Domnul Păcii, binevoiește a răspândi împărăția Ta pe tot pământul. Binevoiește a da credincioșilor Tăi harul să înțeleagă valoarea marelui dar al credinței și să se aducă necontenit mulțumire pentru el. Binevoiește a le da convingere neclintită celor șovăielnici în credință și lumina harului Tău celor care nu Te cunosc. Te rugăm, Asculte. Binevoiește a le da nădejdea fericită celor mâhniți și celor greu încercați. Binevoiește a ne întări speranța că, primindu-Te cu iubire în Sfânta Euharistie, Te vom putea întâmpina cu bucurie atunci când vei veni în slavă. Doamne Iisuse Hristoase, care întrupându-Te din Fecioară, Te-ai făcut asemenea nouă la venirea Ta glorioasă, fă-ne, Te rugăm, asemenea chipului măririi Tale, Tu care vesuiești și domnești în vecii vecilor.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la darurile pe care le aduce Maiestății Tale, pentru ca ceea ce se săvârșește prin slujirea noastră să fie înainte de toate spre mărirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Domnule, să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-ți mulțumi, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, îl laudă într-un singur glas. Adevărat, Sfânte și Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta
este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta a vestit, Doamne, și învierea ta a mărturisit. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu fericiții apostoli și toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învretnicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn de pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a suprasat păcatele lumii. Fericiți cei chemați la masa Domnului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca tainele Tale să-și împlinească în noi menirea sfântă, pentru ca realitățile veșnice pe care le celebrăm acum în mod tainic să se dezvăluie odată privirilor noastre, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerul lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocârmâiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Câteva anunțuri, pentru că este și o săptămână mai plină, sunt câteva anunțuri. Mâine, 28 octombrie 2013, o trupă de teatru din Bacău, se cheamă Teatrul din Clopotniță, va susține două spectacole de teatru despre viața, arestarea și anchetarea Preasfințitului Anton Durcovici. Acest spectacol face parte din, să spunem, campania de prezentare și de popularizare a vieții Preasfințitului Anton Durcovici, a cărui beatificare o așteptăm cu toții. Intrarea se va face pe baza unor bilete pe care le-am făcut noi, ca să știm câtă lume merge, să nu fie nici prea mulți, nici prea puțin. Cei care doresc un bilet pentru mâine pot găsi la birou parohial, cred că mai sunt. Dar faptul este că vor fi două spectacole, unul la 5 și unul la 7:30. Mă refer cei care vor să ia bilete să meargă sigur. Asta era ideea. Datorită schimbării orei de iarnă, liturghiile de seară și duminica și în timpul săptămânii vor fi de acum la ora 18, la 6 fix seara. Vineri 1 noiembrie este solemnitatea tuturor sfinților, fiindcă este sărbătoare de poruncă cu roșu, așa cum știți, liturghiile vor fi ca în zi de duminică, adică la 8 la radio și apoi 9 și un sfert, 11, 16 și 18. La liturghia de seară, Preasfințitul va celebra un requiem solemn pentru toți preoții și episcopii răposeți. Sâmbătă 2 noiembrie este altă zi importantă, pomenirea tuturor credincioșilor răposați. Vor fi aici în biserică trei sfinte liturghii, la ora 8, la ora 10, vă rog rețineți, 10 și seara la 6, 18.
La ora 14, așa cum se obișnuiește de mult timp, toți preoții din Iași, seminariștii, surorile și mulți credincioși, vă invit pe toți să veniți la această celebrare, vor participa la celebrarea solemnă de la Cimitirul Eternitate pentru toți răposații. Și o altă problemă care interesează pe toți, cred eu, la cimitirile care sunt pe teritoriul parohiei noastre, adică Bucium, Eternitate și Sfântul Petru și Pavel, vom merge după cum urmează. Vineri la Bucium, sus acolo lângă Trei Sărmale, începând cu ora 2 după amiază, vom sta 2 ore, de la 2 la 4. La Eternitate va fi ziua de sâmbătă rezervată de la 10 și cât va fi nevoie până seara la 4 și jumătate. Iar duminica viitoare, ca să fie toate legate de ziua morților, vom merge după amiază, începând cu ora 1 și jumătate, la cimitirul Sfinții Petru și Pavel. Deci, vineri Bucium, sâmbătă Eternitate și duminică Sfinții Petru și Pavel. Celelalte cimitire din Iași, pentru care sunt interesați, le veți găsi publicate la afișierul nostru de la Biserica Veche. Acestea fiind spuse, vă doresc tuturor o săptămână frumoasă și binecuvântată. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnule să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace.